Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta aș vrea să vă vorbesc despre ce am văzut ieri, 7 aprilie, în 7 cred că am fost, da? La Imperiul Leilor, la emisiunea de la ProTV. O chestie mi-a atras atenția așa de la început. Nu știu dacă ați văzut, dar la unele ediții, în momentul în care se aruncă niște bani mulți acolo și se investește, afișează suma finală, zice lei, au investit în ediția asta nu știu câte sute de mii de euro sau milioane. Și cu toate că a fost o ediție interesantă, nu prea s-au aruncat așa foarte mult și nici ăștia de la ProTV n-au mai afișat sumele. Da. Bun. Hai să vă povestesc ce am văzut eu acolo. Pentru că au fost niște chestii interesante. Și o să iau așa pe rând, că mi-am notat de data asta, de obicei nu mi-i notez, dar acum au fost mulți și uitasem cumva o parte din ei și atunci mi-am notat. Primul a fost tipul ăla virtualului, zic eu, cu holograma, care de fapt nu e o hologramă. Am mai văzut tehnologia asta. Tehnologia pe care o avea el, deci este un panou cu niște oglinzi, cu un ecran deasupra care proiectează pe oglinzile alea și oglinzile reflectă și se face o senzație de hologramă și poți să pui tot felul de reclame acolo. De fapt, pentru asta este destinat și asta este destinația principală a panoului, reclamele. Publicitatea, marketingul, cam asta e. Bun. El avea un business care, de fapt, de acolo a început, închiria echipamentul respectiv și producția, de fapt, ei oferau servicii și nu produse și acum vrea să intre în zona, de fapt, de asta venise acolo, să intre în zona de vânzare produs. Adică să aducă produsul ăla și să-l vândă. Da? Ceea ce era o mare tâmpenie din punctul meu de vedere. De asta probabil că nici n-a avut, să zicem, sinergii cu lei, pentru că una, tu ești în zona de prestare servicii și tu închiriezi echipamentele alea și mergi. Adică a făcut niște sute de mii de euro pe an până acum și e un business ok. Vii să vinzi produsul respectiv, adică îl dai la alții care vor intra pe piața asta de servicii. Adică cumva îți creezi concurență. Păi și de ce ai face asta? Adică de ce ai vrea să faci asta? Lasă-i pe aia să-și bată capul, să se ducă, să caute furnizorul. Asta e una. A doua, de ce n-aș cumpăra de la furnizorul ăla din Danemarca sau de unde era el? Direct și aș cumpăra de la tine. E o chestie legată de service și de ușurința reparării produsului respectiv dacă e cineva care îl vinde în România și are partea asta de service. Dar nu e tot timpul un atu chestia asta, să spunem, pentru că sunt foarte multe produse care aștept după piese, foarte multe defecte se duc la producători pentru că nu știu să le repare ăștia de aici și tot așa. Adică trebuie să ai și ceva experiență în piață. Dar basic, ideea era o prostie, pentru că îți creezi concurență în piață, concurență care nu există acum și o creezi tu. Adică de ce aș face treaba asta? De ce aș face chestia asta să-mi creez concurență în piață când nu există acum și eu sunt ok cu ce e, cu serviciile pe care le ofer. Ideea de a crea concurență în piață e bună în anumite situații, pentru că foarte multe companii fac asta. Adică ei vin și oferă un produs sau un serviciu și care e cotat. Cel mai bun exemplu e cu Orange, să zicem, la momentul ăsta. Când ei au niște abonamente la telefonie mobilă, la niște prețuri, și le mențin la prețurile alea cumva ca să se ducă în zona de premium, adică să zică, băi, serviciile noastre sunt extraordinare, dar nu e așa. Dar asta e ceea ce vor ei să transmită. Și atunci au creat un serviciu paralel de un fel de, care nu știu cum se cheamă, habar n-am, nu știu cum se cheamă, serviciul ăla, că e pe piață la momentul ăsta. E un fel de chestie în care schimb cartelele de la, ai mai multe servicii pe aceeași cartelă, ceva de genul ăsta, da? Și pe care îl dau la un preț foarte mic, adică undeva care să concureze cu Telecom, cu Digi, cu
ăștia care din punctul lor de vedere au niște servicii mai jos decât ei. Da? Dar au creat serviciul ăla, adică concurența, cum ar veni, ca să poată, e așa cum e Revolut pentru serviciile bancare. Deci l-a fost vândut în piață serviciul ăsta, când l-am văzut eu, nu mai știu cum se cheamă. O să vă spun, o să vă las în comentarii dacă nu-l găsiți. Voi, el a fost vândut ca Revolutul serviciilor de telefonie mobilă. Da, cam așa a fost el asociat, știi? Adică e un fel de cartelă care poți să o faci la orice fel de operator, dar în momentan numai la Orange, chestii de genul ăsta. Nu m-a interesat foarte tare subiectul pentru că am văzut că e o chestie de marketing și din punctul meu de vedere e o tâmpenie, pentru că oricum la mine în zona aici unde stau, tot se laudă cu, sau când vin să-ți vândă, îți vând servicii de date și la mine nu merge vocea, adică despre ce dracu vorbim. Și ei sunt premium. Ok, a fost o paranteză chestia asta, da? Deci e absurd din punctul meu de vedere să-ți creezi concurență în piață în condițiile în care tu ești mic, așa cum era tipul ăla. Și investiția, adică gap-ul de intrare în piață, să spunem, nu gap-ul, să zicem, efortul de a intra în piață pentru altcineva nu e așa de mare. Pentru că un echipament de la costă undeva la 40.000 de euro, adică cu un leasing sau cu un împrumut, ți-l poți lua cine n-are cash să facă chestia asta. Da? Pentru că sunt anumite afaceri care au o barieră de intrare în piață prin sumele pe care trebuie să le investești. Da? Și atunci cumva cei care sunt în piață sunt protejați de treaba asta, pentru că nu oricine poate să intre în piața aia. Dar aici nu era cazul, e o sumă măricică, 40.000 de euro, dar până la urmă e o mașină, adică nu e atât de mult. Dacă vrei să faci o afacere și să intri în zona asta, e ok. Da? A vrut Murat, dacă nu mă înșel, să le oferteze, a cerut prea mult ca procent și a refuzat tipul, dacă nu mă înșel. Bun. A doua chestie a fost aia cu brânza, cu cașcaraveta aia de brânză, de care făcea un fel de mâncărică de asta, de street food. Eu n-am înțeles niciodată business-ul ăsta și probabil că nici nu o să înțeleg vreodată, pentru că din punctul meu de vedere prețul e mare. La toate astea de street food la care am fost eu, prețurile sunt mai mari decât la restaurante. Și eu am văzut-o ca pe o bulă și cred că va fi o bulă. Cum a fost bula cu veninul de vipere, cum a fost bula cu crescutul de struți, de ouă de struți și de carne de struți. Vipera, bula cu melci. Adică sunt tot felul de bule de astea care apar la un moment dat prin piață și dacă te uiți le vezi. Și care la un moment dat se răsuflă, se singure. Da? Dar sunt unii care investesc în ele. La fel e și asta cu street food-ul din punctul meu de vedere. Pentru că tu te duci acolo să mănânci în picioare, în stradă, la un preț mai mare decât la restaurant. E adevărat că uneori gusturile sunt altele, dar nu e nici foarte sănătoasă mâncarea. Adică aici e o discuție întreagă. Dar din punctul meu de vedere prețul e descurajant în astfel de situații. La toate street food-urile astea la care am fost, prețul e descurajant. Adică, de exemplu, cât era mâncărica aia, că a și zis la un moment dat Dragoș Petrescu, mi se pare că a zis că 30 ceva de 33 de euro, păi dai mare preț. Păi da, dar e ok, nu, e pentru Paris 33, pentru România nu e. Da, și cam asta se întâmplă cu toate chestiile astea de street food. Ea e ok așa ca, adică atâta timp cât merge bula, dacă ești călare pe bula aia, e foarte posibil să faci bani, numai că în momentul în care se răsuflă bula respectivă, dacă n-ai sucit-o în altă parte, pici cu bula. Și s-a întâmplat chestia asta cu veninul de vipere, cu struții, cu melci, cu ce vreți voi. Adică sunt multe exemple. În România, nu vin din America și vă spun, dume, știi că a fost bula.com în America în anii 2000. Nu. Sunt acum recente astea. Da? E o chestie bună, dacă mă întreb pe mine, așa, ca să dea un farmec aparte unui magazin sau unui hotel, de exemplu, sau unui restaurant mai puțin, pentru că e un pic în competiție, adică nu le aduce oamenii la restaurant, că după aceea să mănânce street food afară. Dar, de exemplu, la Mob Expert în parcări, o astfel de chestie cu un farmec și cu un aer aparte ar fi ok, pentru că ar atrage lumea, adică
Dacă stați să vă uitați, Dan Șucu asta caută acolo. Caută noi modalități de a duce oamenii în magazine, da, și în magazinele fizice. Pentru că nu te duci, sau cel puțin eu, uite, fotoliul ăsta pe care stau e de la Mob Expert. Am fost odată acum 3 ani, l-am luat, am văzut, mi-a plăcut, ok, l-am luat, sănătate și la revedere. Nu am mai călcat pe acolo de 3 ani de zile. Da? Cumva trebuie să-i aduci pe oameni acolo și cumva trebuie să le trezești interesul de fiecare dată. Și o să vedeți că în emisiunea asta și în toate celelalte, dacă vă uitați, Dan Șucu asta caut. Aici și el caută în special în zona asta de a aduce oameni în magazin și cumva a investit în chestia aia cu casa aia, rulota aia care a pus-o în parcare la el ca să aducă oamenii și în zona aia. Și asta era o chestie bună de a adus oamenii în magazin, de a adus oamenii în apropiere pentru a face trafic în magazin. Pentru că omul când intră acolo mai vede, mai vin idei, mai cumpără și tot așa. Da? A văzut Murat chestia asta care a zis, bă, pe litoral, la mine, la hoteluri, chestia asta e o chestie mișto care ar aduce un fel de plus și ar aduce o chestie. Și de asta a și ofertat. Dar n-a văzut-o sau n-a vrut să oferteze, că nu vrea să se asocieze cu astfel de chestii care nu au legătură cu business-ul lui. Da? E o chestie bună, e o chestie ok. Din punctul meu de vedere, v-am spus, eu nu-l înțeleg ca și business și probabil că n-aș face o chestie de asta, adică n-aș investi într-o astfel de chestie, eu personal. Pentru că e o bulă din punctul meu de vedere și ea se va fâsâi la fel cum s-au fâsâit și celelalte, mai devreme sau mai târziu. Plus că acum, de exemplu, în pandemie, vedeți că astfel de business-uri, adică dacă investeai undeva în 2000, pentru că bula asta a început undeva din 2016 în România, 2000, cam pe acolo. 2015-2016, până 2018-2017 a avut creșteri destul de mari cu festivalurile alea care au fost cu Street Food Festival și nu știu ce. Și pandemia i-a pus pe butuci. Adică nu e un business din care tu să poți să trăiești după aia și să zici, bă, ok, mai vine unul, mai cumpără, chiar dacă nu sunt în stradă, mai face comandă. Nu prea așa, pentru că oamenii se duc în zona de restaurante atunci și de chestii tradiționale să facă comenzi. Sau cel puțin asta cred eu. Bun. După care a fost agricultorul, o tâmpenie de idee din punctul meu de vedere, adică nu de idee, de business, că ideea în sine era bună, adică era clar că aducea o îmbunătățire. Numai că tu vii să creezi o piață, adică ce a încercat el să facă acolo a fost să creezi o piață care nu există, de fapt. Pentru că, de fapt, veninul de albine există ca și piață, dar probabil că nu în România. Adică eu am făcut apicultură, adică am avut vreo 5 stup, nu am făcut de astea așa de masă, să zicem, ci pur și simplu făceam ca să mâncăm noi miere și să mâncăm produse sănătoase. Și veninul de albine nu există ca și produs la vânzare în România. Adică nu există. Există păstură, există miere, există propolis, există lăptișură de mancă, nu există venin de albine. Adică cumva piața asta de apicultori este îndreptată către populație și mai puțin către zona industrială, cum vrea el, pentru că veninul ăla de albine acolo se duce. Și piața e dezvoltată în zona de populație și veninul de albine tu nu poți să-l folosești brut așa ca și om să lei tu acasă să-l folosești, că n-ai cum. Și atunci tu ar trebui să creezi o piață. Crearea asta de piață e foarte, foarte complicată. Extrem de complicată. Și de durată, adică duce... Asta am făcut eu cu consultanța în logistică pe care o fac. Pentru că 2010, când m-am apucat, eu nu prea exista o piață. Exista oarecum, cumva am format piața aia, am avut o grămadă de belele la început. Poate vă fac un filmule să vă spun. Piața acum e într-o altă direcție. Adică are nevoie de servicii de genul ăsta și a trebuit formată, adică e o muncă titanică și e cursă lungă, e alergat de cursă lungă, nu-i sprint, adică nu se întâmplă rapid, că n-ai cum să faci chestia asta, da? Deci de-aia nici n-au investit ăștia. Bun, după care a fost tipul ăla cu mobila strâmbă, curbată, mișto ideea, mișto conceptul. Din punctul meu de vedere, eu n-aș cumpăra așa ceva, dar acum probabil că sunt foarte mulți care cumpără, adică e wow, adică e o chestie mișto așa, ca o chestie să o ai în casă acolo, o chestie, doar o chestie de mobilier, nu toată mobila, poate că e ok, da, mie chestia asta m-a auzit cu gândul cumva la picturile alea Salvador Dalí, care totul curge așa, totul e, da, în fine.
Nu e pe placul meu. Dar e o chestie wow. De asta probabil că și Dan Șucu a investit, pentru că îi trebuie tot felul de chestii wow, așa cum vă spuneam, care să aducă oamenii acolo, în zonă. Adică să aducă oamenii în magazine. Da? Pentru că trebuie să le ții interesul cald. Și atâta timp cât el nu are adică să faci tu chestia asta, înseamnă să găsești omul, să faci facilități de producție, să faci toate cele. Știi? Adică sunt foarte multe chestii care sunt greu de realizat dintr-o dată. Chiar și pentru Dan Șucu, pentru că nu banii contează foarte mult într-o contează foarte mult bani într-o afacere, dar sunt și chestiile de pe lângă care contează foarte mult, oamenii, de exemplu, pe care dacă nu i-ai, poți să ai tu sute de milioane de euro și s-ar putea ca afacerea aia să aibă mari șanse să dea kicks dacă nu ai oamenii care se ocupe de ea, pentru că la un nivel încolo nu prea mai poți să te mai ocupi de... Vreau să vă mai spun o treabă. La chestia aia cu virtualul, adică prima, cu hologramă, la un moment dat au zis că sunt unii care rămân mici și nu gândesc mare și nu gândesc în milioane, gândesc în termeni mici și de asta rămân mici. Acum, e adevărat, așa este. Adică trebuie să ai o anume modalitate de gândire și un mindset ca să poți să faci afaceri de astea de milioane. Dar a fi mic nu e rău, cel puțin din punctul meu de vedere. Pentru că până la urmă ție ca om, și am realizat asta la un moment dat când am stat la masă, eram la un client de-al meu și era un tip care avusese o afacere foarte mare de 30 de milioane de euro, foarte mare, mare. Și căzuse în criza cealaltă, era după criza cealaltă și picase, era cu materiale de construcții, cu chestii de genul ăsta, adică o chestie pe care piața o trage după ea și la un moment dat o și omoară, când vin crizele de obicei. Și omul mi-a zis, stăteam și discutam acolo și am zis, avea o afacere mult mai mică acum, adică de la alea 30 de milioane de euro, avea o afacere de câteva sute de mii de euro, de care se ocupa personal și de cealaltă se ocupase personal. Și la un moment dat am întrebat, bă, dar nu simți diferență? A zis, băi, Robert, zice, eu acum am realizat că atunci nu munceam pentru mine. Eu munceam pentru bănci, pentru furnizori, pentru angajații mei, niciodată n-am muncit pentru mine. Abia acum eu muncesc pentru mine și abia acum mă simt împlinit și fericit. Pentru că atunci era un stres continuu, era o alergătură continuă, era un calvar în viața mea pe care nu-l realizam și abia acum îl realizez. Da? Deci o afacere mică nu e neapărat nasoală, pentru că tu ca om n-ai nevoie de mai mult de 50-60 de mii de euro pe an, cel puțin din punctul meu de vedere, ca să poți să trăiești bine oriunde. Să poți să trăiești la un nivel bun oriunde în lumea asta, în orice țară. Da? Și atunci afacerea aia mare de milioane de euro vine și cu niște consumuri suplimentare din partea ta, de stres mentale, fizice, psihice, cum vreți voi să-i spuneți. Care dacă ești dispus să le duci e ok, dacă nu ești dispus să le duci iar de fapt nu-i bine pentru tine și asta te va consuma foarte mult. Și de asta e ok să rămâi într-o zonă de afacere mică, atâta timp cât tu vrei să rămâi în zona aia de afacere mică, pentru că știi că afacerea mare vine cu niște consumuri și niște stres suplimentar și niște chestii suplimentare care, până la urmă, nu-ți trebuie. Pentru că, așa cum îmi zicea tipul ăla, ce băi, eu am realizat că atunci când mă așez la masă, finalmente eu tot cu o lingură, cu o furculiță și cu un cuțit mănânc și cam tot aia mănânc. Adică n-am nevoie să am 7 linguri, 7 cuțite, 7, pentru că de fapt n-ai nevoie de chestia asta, da? Și când realizezi treaba asta, ajungi la o oarecare maturitate și îți dai seama că lucrurile se pot întâmpla și altfel. Deci e ok să fie o afacere mică din punctul meu de vedere, fără niciun fel de problemă, atâta timp cât afacerea aia e oarecum a ta și nu poate să vină nimeni să ți-o disturbe. Adică, de exemplu, în business-ul meu, ăștia mari nu se pot lupta cu mine, că n-au cum. Adică nu pot să ajungă la tarifele pe care le dau eu, oricât s-ar strădui ei. Pentru că nu poate să vină o multinațională, zică, băi, eu vin și fac consultanță pe zona ta și eu o să fiu la tarife mai mici ca tine. Că n-are cum, pentru că eu muncesc pentru mine, nu am angajat, eu sunt singurul angajat, eu îmi plătesc mie și eu trăiesc din urma. Ăla care vine de afară trebuie să aibă angajat, să aibă sediu, să aibă tot felul de alte chestii, care înseamnă costuri mult mai mari decât am eu. Deci sunt niște business-uri în care ăștia mari nu pot concura cu ăștia mici, că n-au cum. Da? Și sunt multe business-uri și asta de soft, de exemplu, soluția Web VMS pe care o am eu, nu prea poate fi concurată cu nimeni de afară, cu niciun fel de altă soluție. De ce? Pentru că nu poate să ajungă la costurile pe care le am eu. Asta este singurul motiv, unul dintre cele mai puternice motive pentru care ei nu pot concura cu mine pe zona asta.
folosind aceleași tehnologii, pentru că toți folosim același lucru. Da? Deci o afacere mică nu e întotdeauna nimic rău și am făcut paranteza asta ca să vă spun. Adică nu trebuie neapărat să fii de milioane, să gândești de milioane, pentru că e foarte posibil să n-ai nevoie de treaba asta. Da, bun, deci asta cu mobilă strâmbă, că mă întorc la el, e o chestie wow și de asta Dan Șucu a vrut să investească în asta și vrea să investească în chestii de treaba asta, cum a vrut să investească și în chestia aia de case de pisici, de mobilier de pisici. Da, și o să, a fost tot în episodul ăsta, o să vă spun mai încolo. Pentru că în felul ăsta aduce oameni în magazine, da, și aduce și ține cald și spune, uite băi, la MovExpert găsești și de-alea, și de-alea, și de-alea, și de-alea, e totul foarte ok. Și fără riscuri prea mari pentru Dan, pentru că e o chestie creativă care funcționează și funcționează prin prisma acelui om creativ, da? Pe care tu trebuie să-l găsești și e foarte greu să-l găsești. Bun. Copiii cu bicicletele. Zâmbesc că e o treabă, adică pentru niște oameni care fac chestia asta e o treabă mișto, pentru niște adolescenți care fac treaba asta, e o treabă mișto. Chestia aia nu funcționa și nu funcționa deloc bine. Automatizarea aia, când te lași tu într-o parte sau alta, sunt niște senzori care au limitările lor și care sesizează sau nu sesizează chestia asta și e foarte posibil să nu funcționeze. Adică ei au venit și au zis, bă, ok, siguranța traficului, dar siguranța traficului s-ar putea să ducă în zona aia altă de nesiguranța traficului atât timp cât chestia aia nu mai funcționează. Pentru că tu te bazezi pe chestia aia să funcționeze și ea de fapt nu funcționează și atunci te duci într-o altă zonă. Da? Dar nu asta era problema, adică faptul că ei au venit și au făcut chestia asta acolo și au avut curajul să vină să facă aia, de asta și investit Dan Șocu, adică el a zis, băi, e foarte mișto ce faceți voi ca și copii la vârsta asta și atunci vreau să vă ajut și vă dau 60.000 de euro ca să facem chestia asta împreună. Da? Nu cred că are mare succes în varianta aia, așa cum vă spuneam, sunt senzori și cine lucrează cu senzori știe că senzorii trebuie calibrați, nu sunt toți la fel, adică dacă ai luat, de exemplu, 5 senzori, nu toți au aceiași parametri de funcționare. Sunt în niște marji acolo, dar e problemă cu ei. Dar la un moment dat ziceau că mai e o soluție care are un buton pe ghidon. Soluția manuală e cea mai bună în cazul ăsta pentru că funcționează în 100% din cazuri. Sau în 99,9% din cazuri, nu asta automată care funcționează doar în 75% și atunci e problemă. Dar ideea e mișto, adică a fost ok, ăla era cam mare, bine, așa se întâmplă când faci astfel de produse și le faci la început, nu găsești cutii, trebuie să faci cutia aia, e o întreagă problemă, e o întreagă tevatură și o întreagă bătaie de cap acolo. Dar e ok pentru niște adolescenți, de asta le-a dat în șocul banii, de asta i-au lăudat și ceilalți pentru că e ok, au avut un business plan ok, exercițiul în sine contează foarte mult, mai mult decât rezultatul, adică faptul că ei s-au apucat să facă chestia asta pe cont propriu și să realizeze un produs e o chestie majoră și o chestie mare pentru ei pentru că exercițiul în sine contează, adică e drumul care l-au parcurs și care i-a învățat foarte mult și din care au tras foarte multe, foarte multe învățăminte și e foarte ok chestia asta. Pe care a fost chestia asta cu chestia aia cu cascadorul, eu nu înțeleg treaba asta. Nu înțeleg. Nu e un business pe care să-l înțeleg eu. Îmi bate soarele în ochi și am o lumină care îmi bate în ochi. Am schimbat locul pe aici prin cameră și e problemă. Ok, și e un business probabil. E foarte dependent de contractele care îți vin și nu prea controlezi tu chestia asta. Adică el funcționează la nivel de om pe care îl știe piața, așa cum funcționează și alte business-uri, cum funcționează și al meu, dar e foarte greu să-l scalezi și e foarte greu să faci o chestie pe care să zici, bă, vreau să o multiplic de 10 ori. Că nu prea ai cum să faci chestia asta. Da. După care a fost treaba cu Bosulică, cu pisica și cu afacerea cu căsuțe pentru pisici. Da. O treabă mișto, adică arăta mișto, tipul aia era designer, se făcea ușor căsuța aia, era totul foarte ok și arăta foarte bine și era foarte mișto ca și concept, numai că e un pic mai complicat, cel puțin din punctul meu de vedere, care am pisici de
cred că de 15 ani. Și mobilierul ăsta de pisici, dai banii pe el de pomană. Cel puțin din punctul meu de vedere. Adică ți se pare la un moment dat și zici, și dacă ești la început, atunci dai niște bani, ca să, după aia să constați că de fapt pisica nu stă acolo și că se strânge foarte mult păr acolo și e greu de curățat și la început, probabil când îl cumperi, datorită faptului că au niște substanțe, nu știu dacă oamenii ăștia fac treaba asta, dar am constatat treaba asta pe mai multe produse pe care le-am cumpărat, probabil că au niște substanțe care le atrag, ele se duc și stau acolo, odată ce substanțele alea dispar și chestia aia nu mai folosește treaba aia, pentru că pisica stă pe unde vrea ea. Adică nu stă unde o pui tu. E foarte greu să înveți un animal și e foarte greu să-l obișnuiești să stea într-un anume loc. Pentru că pisica de obicei stă în pat, nu stă în căsuță, stă pe masă unde stai tu, adică dacă e o pisică care e foarte atașată de tine ca și stăpân, ea e cam pe acolo pe unde ești tu. Adică tu nu stai în cușca aia, adică e clar că nu stai în casa aia acolo, că n-ai cum. Și basic nici ea nu va sta acolo. Și atunci sunt niște bani dați aiurea din punctul meu de vedere. Da, a fost o chestie wow. Da, a fost o chestie mișto ca și concept. Adică e ok. Și probabil că o să prindă la foarte mulți. De asta s-au și bătut pe concept. Eu am niște căței acum și am 6 căței și le-am luat niște cuști anul trecut. Aveam niște cuși făcute de noi, ok, le-am dezmembrat pe alea de pe acolo pentru că erau destul de vechi și nu prea puteam face curat prin ele și tot așa, pentru că nu ne-am gândit atunci și am luat niște cuști, am achiziționat niște cuști mai ok, din lemn, care poți face curat în ele, sunt izolate și tot așa. Și celelalte erau izolate, că le izolasem noi cu polistiren. Ideea este că e foarte greu să înveți să stea în cuștile alea, adică ne-a trebuit o perioadă de timp ca ei să se ducă să stea în cuștile alea, pentru că mai aveam unele vechi, din cele vechi, unele vechi din plastic care le-am păstrat și care tot în alea se duceau să stea, adică cu toate că astea alte erau noi. Într-un final s-au învățat și s-au dus acolo, dar e foarte greu să... Și câinii sunt altfel față de pisici, adică câinii sunt mai docili, poți să-i înveți mai ușor. Cu pisica e problemă mare, adică la pisică nu prea ești tu stăpânul și nu prea îi arăți tu pe unde să stea, ci ea face ce vrea și cam tu ești sclavul în zona aia unde e pisica. Cam asta e realitatea când vine vorba de pisici. Cam așa se întâmplă lucrurile. Mobilierul foarte ok și foarte mișto, numai că eu n-aș da banii pe așa ceva. Adică e clar, eu nu aș cumpăra așa ceva. Dar probabil că dacă ești la început cu pisicile, probabil că o să cumperi chestia asta. Plus că erau și scumpuți, adică 100 de euro în medie... O chestie de aia de mobilier era scumpuță. Nu era ieftină. Da? Dar eu n-aș da banii pe așa ceva. Adică clar, dar asta după o experiență cu pisicile de foarte mulți ani, că îți dai seama că nu faci altceva decât să pui niște chestii în casă și să te împiedici de ele și pentru că oricum nu le folosesc. Da, de exemplu, avem de alea de... Și asta cu ascuțitul ghearelor e o problemă la pisici destul de mare, pentru că în principiu nu prea îți permite să ai... mobilă dintre asta de pânză, de material textil, pentru că ți-o strică, da? Și sunt tot felul de chestii care sunt făcute ca să se ascută pisicile ghearele, adică tot felul de frânghii, de chestii, de... pe care le-am cumpărat și noi, ca toți alții. El nu și-a ascult ghearele acolo, el și-a ascult ghearele tot în astea, în mobilă, tot în chestiile astea de textil, pe care le găsesc prin mobilă și prin alte chestii. Da, adică sunt niște povești așa frumoase care, dacă n-ai avut pisice, e posibil să reacționezi la chestia asta și să zici, mamă, wow, ce tare, știi, și ce mișto e. Dar după aia îți dai seama că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar. Dar pentru a atrage oamenii în magazin, de exemplu, cum este cazul lui Dan Șucu, e o chestie wow. Adică, bă, are și de-alea de pisici, are și de-alea de câine, are și... Adică găsești de toate acolo. Da, e un one stop shop, cum vreți să ziceți. Da, adică te duci acolo și găsești de toate, găsești, nu mai trebuie să te duci în altă parte să găsești chestii de astea. Da? Bun, cu toate că a fost o ediție în care au fost niște chestii mișto și interesante, nu prea au sărit cu banii lei așa, adică n-au prea sărit cu foarte mulți bani și să investească prea mulți bani în toate treburile astea. Bun, cam atât despre ediția asta. Mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel, v-am zis eu tot când mai pun filmulețe pe aici și vă aștept și la următoarele filmulețe. Aștept și părerea ta în comentarii. E important. Mulțumesc, la revedere.
Thank you.